ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Te rog. Bună ziua și Radu are mai multe bile. La joc își dublează numărul bilelor și constată că fratele său are un sfert din numărul bilelor lui, adică 10 bile. Câte bile a avut Radu la început? Vrei să spun ceva? Da. N-am auzit. Să lăsă nimic. Așa că mă ajuți. La nimic ce virgule. Doar la... Deci, adică el văd citit corect. Nu era virgule, tu citit. Am înțeles. Ai, da. Deci nu. Vine aia mea că n-am înțeles. Asta îmi spui tu acum. Eu n-am avut virgule, am citit cum trebuie. Nu mă citesc o dată, dacă nu înțelegi, treaba dumneavoastră. Bine, hai, zi, te rog. Radu are mai multe bile. Perfect. La joc își dublează numărul bilelor. Asta. Eu fac pentru un segment bilele lui Radu, da? Radu are bilele astea. Le dublează? Se joacă și... Le dublează? Hai să spunem de jos cum facem. Facem segmentul ăsta cât avea el și acum dublează. La joc dublează. Vezi? Ca să se vadă foarte bine. Deci dublează la joc. Bine. Și constată că fratele său are un sfert din numărul bilelor lui, adică 10 bile. Fratele lui? Domnul profesor, gata, știu câte zic merge. Cum? Știu câte un segment, 10-4. Și constată, acum, fii atent că șmecherea, după ce o dublat, constată că el are, fratele lui are un sfert din asta. Din cât a făcut el după ce a câștigat bilele acelea. După ce a câștigat la joc. Cât să fac eu de mare segmentul ăsta ca să fie un sfert din asta? Păi, haideți la fel. Deci, eu trebuie să fac. Îl fac la fel, da? Așa, am făcut la fel. Dar să fie acum din ăsta un sfert. Ce trebuie să fac? Trebuie să împărțiți în patru. Un par de patru. Eu să-l dau un două. Da. Ca și mai sus. Da, două dată. Un patru. Și încă o dată pe fiecare în două, nu? Mm-hmm. Nu așa vreme? Și atunci cât are el? El are un sfert. Deci din cele patru, nu are pe toate patru. Tot așa, că așa ai zis. În două, da? Da. Iar o dată în două. Așa. Și uite, el păstrează numai asta. Exact. Numai pe ăsta îl păstrează. Și asta șterge. Da? Deci păstrează sfertul ăsta. Și restul ștergem. Ai înțeles de ce? Pentru că el are un sfert. Eu așteptam la tine acum să faci așa. Când îți are un sfert din el, trebuia sfertul ăla înseamnă jumătatea segmentului de mai înainte. Eu așteptam la tine să fii foarte tare spre mine. Pentru că eu am spus 10-4 și făceam tot segmentul. Ce avea el la joc. A, când ai 10-4, ar fi fost asta pe tot. Era la joc. După ce a jucat, da? Da. Și 10-4 însemna 40, cum ai spus tu, că sunt aici, se vede că sunt cele 4 segmente. Așa. Și atunci este 40, cum ai spus. Și întrebarea era câte au avut la început? 20. Așa. Corect. Pentru că 40 împărțit la 2. Sigur că da. Deci, așa trebuie să vedem. Așadar, care au fost etapele aici, ca să gândim un pic mai atent? Tot metoda mersului. Tot metoda mersului înapoi, să recunoaștem asta. A fost vorba de să știm să reprezentăm sfertul unui întreg. Da? Prima etapă, sfertul unui întreg. După care am văzut că acest sfert înseamnă de 4 ori sfertul care se fac întregul și am aflat câte bile avea după ce au jucat.
Ai etapa a doua. Și pe urmă, la întrebarea cât de acolo a început, mergem înapoi în jumătățime. Da? Era dublat. Deci, metoda este asta. Metoda mersului înapoi. Înapoi. Prima etapă. Aflăm câte bile a. Aflăm câte bile. Întâi am făcut dublă. Am dublat întâi. Așa. Da, acum ca să în joc. Mergem înapoi. Uh-huh. Deci, știm sfertul. Știm sfertul. Adică segmentul notat cu 10. Asta, deci cu roșu. Știm sfertul egal 10. Și atunci rezultă întregul în paranteză după joc. Întregul după joc este egal cu cât este? 10 ori 4 și egal cu 40. Da? Întregul e 40. În etapa a doua aflăm câte a avut inițial. Fiindcă s-a dublat, jumătățim acum. Da? Aflăm câte bile a avut inițial. Adică pe 40 îl împărțim la 2 și dau cu 20. Și terminăm problema. Întrebarea mea este, ai fi putut face direct dacă știi segmentul ăsta micuț? Sfertul. Ai fi putut gândi să-mi dai răspunsul de dată? Știi sfertul acestuia? Care înseamnă două bucăți de astea pentru ăsta de aici. Și spune cât, și îmi spune că a jucat? Cât ar fi fost aici? Păi ar fi fost 10, uite, nu? Ăsta aici 10. 10 și 10. Și cât dată 10? Că ăsta îl punem doar și a făcut deodată 20. Deci puteam să mă duc deodată, văd cum am făcut pe 40. Dar noi am făcut așa în pași măruți ca să vedem exact cum merge problema. Mai e o problemuță? Hai că am eu una. Mi-a venit în minte una. Dacă vrei să mă urmărești. Da? Uite. Mario are de mers. Are de parcurs un drum. Da? Mario are de parcurs un drum. Și în prima zi, deci în prima zi, merge o treime din drum și încă 10 km. Și încă 10 km. Deci merge o treime din drum și încă 10 km. A doua zi merge jumătate din rest, deci a treia zi merge jumătate din rest, așa, deci merge jumătate din rest, iar a treia zi merge 30 km. A treia zi merge 30 km. Ce distanță a parcurs Mario? Întrebarea este, ce distanță a parcurs Mario?
Trei segmente în jumătate. Deci, figurăm drumul pe care ai întâi parcurs. Da. Și pentru prima zi cât spune că merge? Un sfert? Nu, nu, o treime. O treime. Adică în trei trebuie să îl împărțim. Nu în patru. Trei. Da? În trei. Că o treime asta înseamnă. Ăsta de spus ne spune în cât împărțim și ăsta de jos ne spune în cât împărțim totul și ăsta spune cât luăm din ele, din bucăți. Deci e foarte șmecheră chestia asta. Ia să fii atent. Deci cine e ăsta? Ăsta de desubt, de jos, ne spune în cât împărțim. Cel de sus ne spune câte bucăți luăm noi. Deci împărțim în trei. Păi, unu, două, trei. Trei părți egale. Luăm cât? Da? Și nu. Și luăm numai pe asta. Asta, prima zi merge. Cât am numit? O treime și încă. 30. Și încă, și 30. Încă. 30, și încă 10 km. Deci mușcă din partea din astea două. Mușcă din astea două. Câți kilometri? 10 km. Sunt la 2. Da? 10 km. Și ce rămâne, dă în două. Ca a doua zi merge jumătate din ce a rămas. Păi dă în două. Dar în două, asta e bună, ai scoasat? Aici? Nu, că am mușcat 10. Oare unde ar fi în două? La ultima. Ca să dăm în două tot segmentul ăsta. Unde ar trebui să placez eu pe mijlocul acestui segment? Acolo. Pe aici undeva. Nu. Nu crezi? Cam nu. Dar unde? Asta e pentru... Acum, după ce în prima zi... Deci în prima zi... O mers atât. O bucată de aceea care știm noi și încă 10. Și încă 10. Asta e prima zi. Bun. Eu rămas bucata pentru a doua zi. Dar a doua zi merge jumătate din asta. Jumătate din asta. Și eu nu știu să spun că trebuie să mișc. Trebuie să văd jumătatea. Nu mai este aici. A fost jumătate așa cum a fost atunci, nu? A tot cu cei 10 km. Cu toți cu... Sigur că da, cu toți cei 10 km. Pe aici, mai încoace. Mai încă, mai încă. Mai aici? Nu, mai încă. Mai aici? Aha. Cam cât, bă, dacă îmi spui cât mă se fac. Cât, exact, cât? 10 km. Mai cât? Încolo, 10 km mai încolo. Dacă mă duc tot 10, tot mai 10, să vezi ce șmecherii. Ăsta se completează cu bucata asta și ăsta rămâne trist. E mai mic. Nu, șterge-te. Șterg asta. Nu, vezi alaltă. Păi da, mi-e întrebi bucata asta când a fost la trei împărțită. Eu acum am plăcut ăsta, nu știu unde să fac mijlocul. Te alimentine caz că nu știu să fac mijlocul ăla. Acolo. Unde? Acolo? Vreau să fii cu degetul. Dacă duc tot chiar 10, o mișorez pe asta. Pe asta o fac ca cel de înainte, ca să fie amândouă egale. Ce să fac? Nu cu 10, cu cât? Cu cât ca să fie amândouă egale? 5. 5, mă! Asta e șmecheria. De jumătate ăstuia. Iată, aici este jumătatea. Deci aici este. Asta este. Ăsta e momentul foarte tare. Foarte tare al problemei. Deci vezi? Aici este. Extraordinar. Deci numai 5 se mișcă pe ăsta. Adică cei 10 care erau luați din tot se iau, de fapt, se împart în două. 5 de aici. Da? 5 de aici și 5 din partea alaltă. Da? 5 de aici, nu pe toți 10, 5 din ei și încă 5 din bucata cealaltă. Și atunci este excelent. Da? Asta este mijloc. Așa da, în momentul de față, spunem că ce a rămas a doua zi
O dăm în două și îi rămân pentru a treia zi. Deci a doua zi doar atâta face. Doar jumătatea asta. Iar a treia zi face 30 de kilometri. A treia zi face 30 de kilometri. Momentul foarte, foarte tare al problemei este acum. Deci, hai să vă bag ca să fie credem. Așa. Deci, asta a fost drumul. L-am împărțit în trei, știți bine. Și ce a rămas am dat în două. Da? Și a rămas acum pentru a treia zi 30 de kilometri. Întrebarea este cât este tot drumul? Avem trei bucăți egale. Una, două, trei. Pentru că a mers o treime. De aceea am împărțit în trei. Exact. Da. Că a împărțit o treime. Și acum dacă aș ști trei. 35. Asta ai, măi. 35 și o treime. O treime. Deci o treime este 35. O treime. Da? E din drum egal cu 35 de kilometri. Așa. Și o treime din drum. Da? Din drum. Și atunci, tot drumul cât va însemna. Deci dacă o treime este asta, tot drumul va însemna. 105. Cât? 105. 35 de 3 ori, 3 ori 35 egal cu 105. Unde ți-a plăcut ție? Spune prietenul nostru. Noi mi-a plăcut foarte tare programul ăla. Unde am pus 5? 5, corect. Acolo a fost miezul probleme. Dacă puneam 10, nu mai era... Cum? Dar suntem cu ochiul liber. Cam umișoram mult pe asta. Nu, păi, când am văzut, era prea animale. Mult. Era prea mult, sigur că da. Și m-am gândit la 10 împărțit la 2,5. Asta era. Deci, ce-a intrat el în terenul pentru a doua zi? Când a zis că a mers 10. O treime și încă 10, i-au rămas cele două bucăți. Și ce jumătate, atenție acum, aș dăm 5 la una, ca și cum ar fi consumat 5 dintr-una, 5 din cealaltă. Și atunci, treimea aceea a fost modificată și iată cum cât de bine ne-am prins de problemă. Vezi ce înseamnă? Când citim o problemă, ne băgăm așa, cum se spune, ca la not, cu capul tocmai jos, intri pe un val, intri pe necunoscut, nu știi ce se întâmplă pe acolo. Deci trebuie să intri în apă, adânc. Și să vezi acolo ce se află, care-i miezul problemei, ce ascuns autorul. Da? Deci, hai să spunem așa. În prima etapă, rezolvarea. Rezolvarea. 1. Da? Aplicăm metoda figurativă, da? Aplicăm metoda figurativă și mersul înapoi. Că tot secretul și mersul înapoi aici, da? Metoda figurativă și mersul înapoi. Figurăm drumul printr-un segment, da? Printr-un segment. Da? Figurăm drumul printr-un segment și aflăm și figurăm treimea și pentru segment, pentru prima zi figură o treime din drum. Ce zici tu? Dacă ei nu știau ce înseamnă o treime, puteau să facă problema asta? N-aveam nicio șansă.
nu-și dădeau seama cum se împart în trei, se împart în scrivână. Ce scrie acolo după un deci, zi? Pentru prima zi, figurăm o treime din drum. Figurăm, tu să nu copii scrisul meu, fiu foarte urât eu. Figurăm o treime din drum. Pentru prima zi, da? Din drum și încă 10 km. Foarte tare. Și încă 10 km, că dacă nu ne-ar fi mai spus 10 km, ne-ar fi venit ușor. Dar problema s-a complicat. Dacă nu spuneam că zice, a doua zi face jumătate, adică o treime, jumătate, erau două treimi, o făcut o jumătate, rămăsă 30, eu făcea cât 30 în fiecare zi. Și gata, problema, era foarte simplu. Dar aici s-a complicat problema, băgând noi 10, 10 la acela a stricat tot jocul. Da? 2. Cei 10 kilometri îi împărțim în doi, deci îi împărțim la doi și obținem, da? 5 și 5. Și obținem, da? 5 kilometri pe care luăm din ambele treimi. 5 dintr-una și 5 dintr-una. Pe care luăm din ambele treimi. Adică din cele două treimi. Da? Pentru a păstra mijlocul. Așa, de ambele treimi. Cine de la ora și de la cine la ora. Și atunci, mijlocul este aici unde cu portocaliu. În final, spunem că avem ce? Avem, au rămas, a treia etapă, au rămas 30 km pentru a treia zi, da? Și atunci rezultă că treimea, 1 pe 3 din drum, cu cine este egal treimea aceea? Este egal cu 30 km plus 5. Deci egal treimea cu 35 km. Asta e foarte important. Treimea este 35 km. Și dacă treimea e 35 km, drumul tot, da? Drumul parcurs, da? Drumul parcurs, egal cu 35 km și egal cu 105 km. Din nou avem bucuria de a descârci problema. Ea a fost ciudată. Cu cine a semănat problema asta? Cu cine a semănat? A semănat, cred că, cu problema de ieri. Cu, când a fost aceea cu Billy, nu cu Billy, cu erau într-o pungă nuci, cu nucile. Când au mai luat încă două nuci. Da, gata. Nu? Miriam avea o pungă cu nuci. I-a oferit unei colegi jumătate din numărul nucilor din pungă și încă o nucă. Încă o nucă. Încă o nucă. Exact. Apoi a mai oferit unei colegi jumătate din rest. Exact. Și a numărat nucile, a constatat că mai avea doar 3 nuci. Calculați și scrieți câte, nu deci m-am dus ușor cu probleme. Am făcut un pic mai dificile, da, cu treimea. Da. Da?
Și am făcut după 3, dar încă ceva am făcut. Am zis 10 km ca să pot să dau în două. N-am zis, puteam să zic și 3 km, dar da. 1 km jumate și pe tine te complicam. Deci am dat un număr par. Da. Da? Deci eu m-am folosit. Asta m-am trezit și m-am gândit, băi, ia să-i fac eu o problemă. De modelul acela. Da? Deci, vezi, așa se fac problemele. Puteam spune și 1 km jumate. Puteam și 1 km jumate, că doar nu e... 31 plus 31, 62 și cu 1, 63. Deci și mergea și... Da, mergea și așa și... 94,5. Deci mergea și în felul ăsta, numai că eu am vrut să fac numere naturale, adică să merg numere naturale pentru tine, pentru tine jumătate de kilometru, acolo 500 de metri, era o problemă mai complicată. M-am mai gândit, uite acum, îți dau repede. Suma 4 numere consecutive, da. Suma 4 numere consecutive este. Uh-huh. Deci suma 4 numere consecutive este, hai să zicem așa. Deci suma 4 numere consecutive este 200. Deci numere 4 consecutive, A1 plus A2. Plus A3, plus A4, egal cu 200. Cine sunt numerele acestea? Suma 4 numere consecutive este egal cu... Cine sunt numerele? Să văd cum dai cu drumul la Murișcă. Cum îți mereți în minte acum? Ce anume ai de gând să faci? Toate adunate se facă 200. Dă-ți tu cu părerea, dă o idee. Mergi la 20. Mergi cu 20? E 4 ori din 20. Puțin. 80. Noi puțin. Merge cu 30. De 4 ori din 30? Prea puțin. O, că 120. Cât ori 4 ori 20? Hai, 5. Undeva la 50 trebuie să bată. 45. Să vedem. Un 45. 46. Să mergem. O, ai zis cu 10 nu, că îți le zic, cu 20 nu, 30 nu, la 10. 42. Deci tu ai mers, ai bătut pe chestia asta, da? Deci cu 42, da? Deci 42 plus 43 plus 44 și plus 45. De fapt, ca idee, 42 și 45 cât fac? 45. Da? 42 și 45 cât fac? Da, nu puteți face și așa. Puteți faceți 42 plus 43 vă da 85. Nu, dragule, vreau să te urmărești o șmecherie. 42 și 45 cât fac? 42 cu 45, 87. 87. Da, 43 cu 44. Așteptați. Mă știu cum te gândi. Îți amintești, nu? Da, același număr. Așa. 43. Tot 87. Și 87 cu 87 nu sunt la apropiere de 200. Deci ar trebui ăștia doi cât să facă? Fiindcă-s 200. Fiindcă-s 52. Să plec la 52? Păi, nu depășim? 50. Sau 51. Dar consecutive. Să vezi? 52, 53, 53. Păi da, 50 de 4 deci, ori nu-i peste face peste 200. Deci trebuie să rămânem cu 4 la 10. 40. Din 200, fiindcă sunt două echipe care fac la fel. Înseamnă că pe ăsta trebuie să-l împărțim în două. 46. Cu
Cu cine treci? Cu 46. 46 plus 47 plus 48 și plus 49. Crezi tu că te-ai apropiat? Da. Eu nu cred. Că nu te-ai apropiat nici de un 50 măcar. Când faci 46 și 49? Nu se vede. Ia vezi cât faci. 95. Cât? 95. 95. Uh-huh. A, 100 să fie. Că dacă ar fi, ăsta face tot 95. Și 95 plus 95 fac 200. Deci se fac 100 ăștia când ne aduni așa. 190 mi-a dat. Trebuie să mai plec. Deci când aduci pe ăsta și pe ăsta așa, și pe ăștia doi, se facă... 47. 47. Plus 48, plus 49 și plus 50. Nu, eu simt că nu. 48. Ați putea să-mi iau 48. Ia, 48 plus 49 plus 50 plus 51. 48 și cu 51 cât faci? 48 și 51. Nu, 49 cu 51 și 50 cu 48. Nu, așa îi fac cam amândoi echipul. Uite așa, 48 cu 51 trebuie să facă 100. Trebuie să facă 100. Nu. Și atunci, nu face. De unde trebuie să pleci? 49 plus 50 plus 51 și plus 52. Și așa merge. 48, 49, 50 și 51. 49 cu 51. Dar tot nu a făcut treaba. Dar lăsați 41 cu 51 și 52 cu 51. Băi, te mai nu-mi mers, mă. Pentru că nu sunt două numere consecutive să facă 100. Am dat problema prost. Aha. Așa? Vinovat să... Așa e problema prost. Așa e, mă, așa este. Deci... Asta e, mă. Da, mă, am dat problema prost. Deci nu există patru numere consecutive să facă 200. Corect, am dat problema prost. Știi că trebuia să dau eu, dacă vreau să o fac pe asta, pe asta de aici. Sau puteți să faceți ultima. Sau dacă vrei pe ultima, n-are importanță. Pentru dar asta, pe ultima. Pe ultima vrei tu, da? Cât are, cât face aici? 200. A, păi la ultima 100, face 102. 100, 202. 202 la final. Da, 202. Adică două dintre ele adunate se fac 101. 101. Și 101. Băi, ce... Dar n-am fost atent. N-am fost atent. N-am fost atent. Pentru că suma adunată... E foarte bine că faci așa. Deci știi, din cât trebuie să mă... Trebuie să mă sancționez. Uite, trebuie să mă sancționez, spui așa. Cum ați vrut două numere, una după alta adunate, să fac o număr par? Adică un număr... Da. Că este, unul e impar și altul e par. Cum adunate două să facă număr par? Cum vrea să fie 200? Neapărat impar trebuia să fie. Deci eu am fost neatent. Am fost neatent. Am fost neatent, recunosc. Da, am fost neatent. Deci nu se poate ca două numere, unul după altul adunate, să facă un număr. Da? Deci dacă dăm pe 202, dacă dăm, nu 200, că jumătatea să fie un număr impar. Poate să fie... Da, deci îndată ai prins foarte bine șmecheria. Și putem foarte frumos gândi aici. Suntem foarte atenți la tot felul de chestii de-astea.